Miercuri 5 februarie, la sediul statului major al Forțelor Navale din București, a avut loc ședința de autoevaluare privind stadiul îndeplinirii obiectivelor Forțelor Navale Române din anul 2013. Au participat șeful statului major general, generalul locotenent dr. Ștefan Dănile, șefii categoriilor de forță ale Armatei României, reprezentanții ai structurilor centrale din Ministerul Apărării Naționale și comandanți de mari unități din Forțele Navale. Șeful statului major al Forțelor Navale, contramiralul dr. Alexandru Mârșu, a arătat că prin misiunile executate anul trecut, militarii din Forțele Navale au contribuit activ la punerea în practică a politicii de securitate a României, îndeplinirea misiunilor stabilite și angajamentelor asumate de către țara noastră în cadrul sistemului de securitate națională și internațională. Șeful statului major general a felicitat Forțele Navale Române pentru modul în care și-au îndeplinit misiunile în anul 2013 și a transmis întregul sprijin pentru susținerea eforturilor marinarilor militari în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse pentru anul 2014.